Tu te-ai îmbrăcat așa să te asortezi cu Laurențiu sau? Nu, cred că Laurențiu s-a îmbrăcat așa să se asorteze cu mine. Te asortezi cu ăla, Emma, cu ăla care ai poză. Ai și tu salopetă, Laurențiu. Cu cine m-a asortezi? Mam, se ia pe mine. Cu cine m-a asortezi? Emma, pare că e cam exagerat puțin așa ce faci tu. Păi și... ce? Și acel băiat este în albă ăla, dă flori, stai. Aia a fost o provocare, Marinel, cu poza. E cam mult tema, nu știu ce o să zică oamenii. Nu e pentru mine, că pe mine nu mă afectează, doar că mie mi se pare că e cam mult ce faci tu. Măi, lumea care a fost pe live... Bine, zic eu, acum dacă greșesc, îmi cer scuze, dar nu știu ce o să interpreteze băieții care se uită la această emisiune și te văd pe tine, gen acolo, și tu aici... Nu, dacă mă înțelegi ce zic, știi ce zic, nu? Da, știu ce zici, eu am explicat acolo. Tot ce a fost acolo a fost o provocare cu poza, cu nebunii, cu tot ce a fost. Ah, ok, bun. N-am știut de provocarea asta, de aia zic că... Bun, a fost provocare. Dar ce s-a întâmplat, mai clar, că lumea poate n-a văzut live-ul. Eu, de exemplu, n-am urmărit. Nici eu. Mie toată lumea îmi scrie pe live. Și mie mi-au scris unul altul. Mi-a zis și Ionuț. Emma, poate nu de la tine, dar mie mi se pare că el e îndrăgostit de tine, pe bune. Da. Dar pe bune, ce s-a întâmplat? Și cumva ție chestia asta... nu știu dacă e benefică pentru tine aici în emisiune, pentru că tu ai venit aici să-ți găsești pe cineva, probabil, și... Da, știu că nu e benefică. Stai șansele. Nu e benefică pentru mine, dar eu nu îmi caut fericirea în afară. Eu, în momentul de față, sunt în casă. Zic mereu că aștept băiat nou, indiferent ce băiat e. Aștept băiat nou, nu îmi caut fericirea pe niciun live, cum vai, se zice, prin comentarii. Dacă sentimentele vin din partea cuiva, asta nu e neapărat să vină și din partea mea. Contează cel mai mult ce vine din partea mea, pentru că eu sunt aici, nu băiatul ăla. Clar, clar, clar. Și faza cu florile, nu știu cum a fost, a apărut dintr-o dată, sincer, nu mă așteptam, a fost o surpriză și pentru mine, mi-am luat șoc. Pur și simplu, nu știu, apreciere. Asta o consider eu. Poate că mă place băiatul ăla, nu zic nu, Doamne, dar a fost și o formă de apreciere într-un fel. Dar noi tot nu știm la ce te referi exact. Ea face un live cu băiat care cântă. Tot fac de câteva zile. O pierdut un meci, o pus poza de profil. Okay. O mai pierdut un meci, o pus-o băiatul respectiv să iasă pe hol și să urle numele lui sau ceva de genul ăsta. Și ea, când o deschis-o, și-au găsit un pachet cu flori, cu ursuleți, cu nu știu ce. De la el? Da. Da. Mamă, ce tare. Deci el poate e un admirator. Ce tare, Laurențiu. Da, poate e un admirator, dar am zis, nu contează ce vine din partea altcuiva, contează ce vine din partea mea, pentru că eu mă aflu în casă. Păi atunci e mai grijă la afirmațiile care le faci. N-ai zis că vrei să vină în casă un cântăreț, un artist? Adică băiatul respectiv o să creadă că are speranțe, se înscrie în casă. Poate are plăcere pentru cântăreți. A zis că e băiat. Ce fel de plăcere pentru cântăreți în condiția în care primele certuri ale Emei cu Marinel au fost din cauza că Marinel e lăutar? Omul se schimbă, Bianca. Alea au fost glume și Marinel... Cum se schimbă? Uite așa. Păi nu toți cântăreții sunt la fel. Nu poți să-i bași pe toți în aceeași oală. Adică nu-i lăutar. Păi la început era vorba de lăutar, nu de cântăreți. Poate cu unul se are bine, cu doi nu. Nu contează, nu toți oamenii. Nu am spus că nu-i plac lăutarii, au spus că nu prea are încredere în ei. Exact, e diferent. Și am zis că dacă îl văd pe Marinel că e cu minte, eu îmi schimb părerea despre lăutari. Și l-am văzut pe Marinel cu minte. Păi și stai o clipă, adică e vorba despre băiatul de care tu faci TikTok. Faci TikTok și ai făcut și video, adică i-ai transmis și tu înapoi că îi place, îi apreciezi arta, să înțeleg. Nu, el urma să scoată o melodie și ziceam continuu pe live-uri, hai, faceți duete, faceți duete, și am făcut și eu duet cu el. Asta a fost faza. Susținere. Ca idee, să ai grijă cum joci cărțile, că se vede urât. Da. Și gata. Da, am vorbit azi dimineață și de acum nu o să mai intru cu el pe live-uri, o să intru un meci, două și o să ies. Dar nu, tu ar trebui, nu ar trebui să dai gen atât. Nu o să mai intru cu el, decât unul, două meciuri și gata. A, o să fie mai... Mai light. Mai strâns, ca să nu... Emma, dar mai vorbiți în privat? Vă înțelegeți când faceți meci, când nu faceți? Vorbiți? Îmi mai dă mesaje uneori, dar de obicei îl găsesc pe live. Sau ne discutăm cu o seară înainte. Tu gândește-te că toți băieții pot să-și facă, de exemplu, într-o gală, se gândește, bă, înspre cine să mă duc? Păi stai, că ea are afară pe cineva sau ceva de genul ăsta și atunci... Nu neapărat că e vorba de asta. Nu importanți. Noi aici mai degrabă ne gândim la băieții care s-ar uita și s-ar gândi să intre pe problema. Lasă, m-am gândit eu, exact. Deranjant, adică eu sincer aș putea să văd cum ar putea să fie deranjant, că băiatul ăla am trecut puțin la un moment dat pe live-ul tău, știu de cine e vorba și știu că
e destul de clar că se cam dă la tine, știi? Adică... Eu să fi fost băiat și să vreau să intru pentru tine, să văd chestiile alea, m-ar da înapoi. Da, dar dacă nu-i reciproc, e ok. Da, Bianca, dar cum ai zis și Emma, tu, video... Tu aici în emisiune spunând că îți dorești un cântăreț, un alta, o dai... Dacă zic că vreau un băiat brunet, trebuie să simtă toți. Dar nu-i brunet, e surăra. E vopsit, în fine, am zis la general, dacă zic un băiat brunet, gata, se simt toți, că toți sunt bruneți. Păi și atunci ce vrei? Mai clar. Să mă interpreteze aiurea, pentru că nu am nicio treabă cu băiatul de față. Băiatul de față, băiatul acela. De față în capul tău. Da, Bianca, de față în capul meu. Nu am nicio treabă cu băiatul respectiv. Am vorbit, am dezbătut subiectul ăsta de atâtea ori, de câte ori apăreau comentarii acolo și bubuiau comentariile, zicea și el, ziceam și eu, că nu avem nicio treabă, că pur și simplu sunt meciuri și ne distrăm și atât. Așa cum și băieții fac casting pentru fete pe live-uri. Da, și v-a plăcut castingul nostru. Ah, da. Vreți să participați? Deci nu. Să vă punem niște întrebări. Deci nu mai dați atât al mine că vai cu la. Era să fac Patricia din greșeală. Că voi faceți castinguri. Ai auzit, Patricia? Da. Era să te băgăm la casting pe tine din greșeală. Pe mine? Da, era să te apuci acolo. Eu cred că dacă vedeai formația în care eram, nu mai intrai. Aproape pe Chris era să o bag și eu, dar m-am... Nu, eu cred că pentru Emma, în momentul de față, nu e o problemă, pentru că nu intru în relație cu niciunul. Da. Și atâta timp cât băiatul e online, e o prietenie online, nu mi se pare... Dar băiatul respectiv intră... Și oricum, intră... sincer, nu pare genul ei. Ca să fim sinceri, nu pare băiatul. Băiatul respectiv intră cu mai multe fete din casă. Așa, Cristina i-a făcut dedicație și nonei și lui Patrick, adică nu... Mamă, nu e neapărat greșit ce faci tu, doar că el chiar pare îndrăgostit de tine, adică eu așa... Da, pare, dar până la îndrăgostire... Da, florile și cuțuța era de la el? Cristina zicea acolo, Emma, iubirea mea, de asta, gen... Aia era provocare din tot meciul. Lumea dă provocări, știi? Nu, am văzut că a făcut el un clip în care îi cânta Emi. Cânta, da. Da, dar nu mai fă și tu provocări de alea. A cântat la toate fetele, asta e ideea. Dacă îmi cânta numai mie, atunci era o problemă. Dar a cântat pentru toate fetele. Mie mi-a cântat despre Radu, e ok. Da, bravo. Da, uite, ție ți-a dat flori la Nona, nu i-a dat, la Cristina nu i-a dat. Știi ce zic? Păi ei au intrat mai multe zile la rând, probabil s-a format un raport de încredere, prietenie, ceva acolo. Lasă-mă, Bianca, că eu la... Băi, prietenie... dar oricum s-a format un raport de prietenie din partea Emei, dar din partea lui nu se știe. Băi, Marine, plouă, mă faci ce care ceva. Poate în afară mă plac mai mulți băieți, ori în secret, ori pe față, poate mă plac mai multe persoane, dar ideea e pe cine plac eu. Pe cine place? Nu înțelegi greșit. Asta e ideea. Emma, nu vreau să înțelegi greșit că noi te condamnăm pe tine, adică noi nu spunem de rău, doar uite, eu ți-am zis, fiind băiat de afară și vreau să vin pentru tine văzând chestiile alea, mă dau înapoi, eu spun sincer, acum tu faci ce vrei, eu nu te condamn cu nimic, faci ce vrei, e singură, cum sunt și eu, dar treaba ta. Da, se interpretează mult, dar voi m-ați văzut până acum. Ați văzut că eu... Eu aseară am văzut. Atât, de aseară am văzut. Nu zic pe live, zic în general. Caracterul meu, ați văzut că eu sunt mai, nu știu, mai prietenoasă, poate uneori las impresia de flirt, dar eu cred că v-ați dat seama cu toții, că eu niciodată Ema, la voi sau te pur mai justifica, din punctul meu de vedere, pentru că aici toată lumea se joacă cu alte persoane pe live-uri și nu-i judecă nimeni, așa că fă ce vrei. Dar exact, alții pun fetele să facă genoflexiuni cu fruntul la cameră și fac tot singur și nebunii și cine? Nu mai sunt judecați. Cine face? Da, nu-i vorba de aia, Ema. Poți să faci cu cine? Cu mătru. Păi cum vrei să le pun, mă, Patrick? Cu cine? Cu cine zici tu? Cum? Cu cine zici tu? Așa că... M-a închis aici. Atâta timp când nu se dovedește faptul că n-ai avut contact fizic cu acea persoană, nu sunt dovezi împotriva ta cum că te-ai fi găsit fizic cu acea persoană, ci doar sunt niște simple jocuri. Ata tot, te-ai justificat, ai spus că au fost provocări și sănătate, la revedere. Consider că mai ce asta cu răutate. Dar viața lui e în Germania, s-a discutat și pe la chestia asta. El e în Germania, eu sunt în România. Da, nu sunt dovezi împotriva ta că te-ai găsit cu persoana, nu. Păi nu, dar toată lumea duce într-o chestie că se vede cum tu vrei și tu. Ideea care eu sunt la altă emisiune. Ideea care e, ești la altă emisiune. Ascultă-mă, din 20 de videouri scroate pe TikTok, apare
băiatul ăla în care îi spune, îi face declarații de dragoste EMEI, dar nu la provocare. Omul își promovează melodia lui, da, și zici, dorește, face versuri pentru EMEI. Asta spun eu. Așa, EMEI atunci legat de chestia asta, îi spui și tu băiatului că, da, și puțin exagerează el. Dar hai să nu uităm că EMEI la o televiziune și poate el special a făcut așa ca să-și promoveze mai bine piesa. Adică... EMEI e dilema. Da, Nona, și EMEI îi dă provocări ca să pună poză de profil, adică dacă ea spunea... Păi și eu am să am meci oficial, de exemplu, și mă duc și pun poză dacă pierd. Adică însoțând poza unei persoane o săptămână. Există așa provocări. Decât să-mi dau cu ouă în cap, mai bine pun o poză. Asta, poza de profil e una, mă. Asta cu una de profil, de înțeles. EMEI, o să joc cu meci cu tine, să spun provocare, să pui pe Marinel, dacă e la profil. O pun de bunăvoie. Dar acolo se simte altceva. Nu doar provocări. Am văzut acolo provocările alea și ciucloțile alea, frate, am provocările au fost alese de donator, nu le-am pus eu, nici el. Mă rog, hai să schimbăm subiectul, gata, că deja vorbim de TikTok, suntem acolo. Okay. Adică toți ați făcut asta, indiferent că cu o fată sau cu un băiat ați făcut asta. Adică Radu, cum este într-o tine, era discuția cu Patrick și cu Andrei, dacă nu mai știu să pună poza mea sau a Norei. Continua. Radu. Fiecare face cum vrea și gata, treaba voastră. Haide, mai departe. Radule,